Salut și bine ai venit sau revenit pe canalul Ce mai mâncăm noi azi. Astăzi avem în meniu paste, așa că am ales să fac paste cu sos de conopidă. Eu avem conopida în congelator de când am pus murăturile și am scos acum câteva bucăți. Le-am pus așa în apă fiartă cât să le opărăsc. Apoi, ca paste, am pus apa la fiert să clocotească și am avut pastele astea din paste integrale. Am pus și cred cam multe la fiert. Dar n-am știut câte să fac sau cum să fac, că eu nu am o rețetă fixă după care fac sau să știu că folosesc un anumit gramaj de paste. Așa că după ce conopida a fost gata, am oporit-o, am pus-o într-un vas ca să o pot blenda și am blendat-o cu puțin lapte. Mi-a plăcut cum s-a blendat. S-a blendat așa finuț, destul de bine, ca să nu se simtă gustul, să zic, sau textura de conopidă. La fel, eu pun la ochi în funcție de cât este nevoie, nu am o cantitate de lapte. Eu cred că rețeta asta eu am văzut undeva pe Instagram, pe TikTok, nu știu. TikTok nu prea intru eu, dar cred că pe Instagram. Am avut niște piept de pui tot de la congelator și nu era în totalitate decongelat, așa că am tăiat din el cât a fost decongelat, bucățile gata, bune de preparat, iar celălalt l-am păstrat, nu știu ce am făcut cu el, dar l-am păstrat pentru că nu am vrut să pun foarte mult, nu vreau să fac foarte multe paste sau cantitate foarte mare ca să nu fiu nevoită să o arunc, fac doar cât să mâncăm o dată maxim de 2 ori, iar pastele încălzite nu prea ne plac, așa că noi facem cât să mâncăm o dată. În fine, am tăiat tot pieptul de pui și l-am pus în tigaie cu puțin unt. Am pus untul de la început, nu am stat să se încălzească. Pun untul și apoi pun și pieptul de pui. Așa fac și cu legumele mexicane. Când pun legumele, pun și untul. Nu las să se prăjească înainte untul ăla sau să se fierbinte foarte tare. Să se facă în același timp. Și le-am lăsat să se facă bucățile de pui, să se facă la foc. Ăsta este un foc mediu. Cred că și la mediu, ca să nu se ardă. Iar aici pastele sunt gata. Au ieșit cam multe paste. Eu nu le fac al dente, le fac, nu știu, normale, să fie cât de cât moi, mai ales că îi dau și lui Iris. Acum îmi dau seama când văd clipul că puteam să scurg pastele prin sita aceea, strecurătoarea aceea mare, dar am ales să le scurg așa. Pentru sos am avut și smântână de 20% grăsime și am ras și niște cașcaval. Acum, cașcavalul eu l-am pus mai mult ca să nu se simtă textura asta de gustul de conopidă. Rebecca l-a simțit imediat, cașcavalul, ei nu-i place cașcavalul în paste, așa că data viitoare când voi mai face, nu o să mai pun cașcaval deloc, o să punem cașcaval în farfurie cine își dorește. Noi mai avem o brânză de paste pe care o folosim când mâncăm pastele, că noi mâncăm de obicei doar cu sos alb. În ultimul timp, Rebecca nici pe aceea nu vrea să o mai pună. Și am mai avut eu niște, cred că parmigiano reggiano sau, nu știu, o brânză de asta tare luată de la Lidl, că nu mai am eticheta. Și am pus și din acesta tot pentru sos. La fel, data viitoare o să ne punem doar noi în farfurie. Bun, am pus sosul ăsta făcut blenduit de conopidă să se fiarbă. Am pus smântâna. Aici mi-am luat ceva bătaie de cap. Evident am murdărit și aragazul că asta fac eu când gătesc. Am făcut așa, separat, pentru că îi voi da și lui Iris și nu am vrut să amestec cu carne. Evit să-i dau carne din comerț, carne pur și simplu, așa îi mai fac în supă sau în orez, dar nu îi dau carnea propriu-zis. Și de asta l-am lăsat puțin așa să fiarbă sosul și apoi am adăugat cașcavalul și parmezanul acela ras. Și l-am lăsat așa cât să se topească cașcavalul, s-a topit destul de bine. Am mai adăugat lapte sau puteți să mai puneți smântână, în fine, este prima dată când l-am făcut, știu acum cam cum trebuie să arate și știu că nu trebuie să mai pun cașcaval. În fine, și după ce a fost gata, am luat și i-am pus lui Iris separat peste pastele ei.
Și apoi am pus și pastele noastre, să zic, în tigaie. Bine, mai întâi am pus pieptul de pui, gata făcut, și apoi pastele. Și am lăsat pastele și cu sosul ăsta câteva minute, cât să se omogenizeze așa, și apoi le-am luat de pe foc. Cu pastele rămase, că v-am zis că am fierca multe, am ales să fac paste cu brânză și cu miere. Și am pus miere, bine, mierea se mai poate pune pe urmă, dar fiind calde, am pus-o cât se topească așa, și la fel și brânza. Am pus telemea, că nu așa ne place, cu telemea de vacă. Nu mai am de mult telemea de oaie, pentru că nu mai am de unde să cumpăr. Iar telemea asta de vacă am descoperit-o de la Lidl și am rămas fidelă doar la asta. Mai trebuie să mai iau, cred că, ceva de la carmangerie, să mai schimbăm gustul și producătorul. În fine, și am făcut și paste cu brânză. Astea sunt preferatele lui Lucian. Și gata și pastele cu brânză. Nu le-am mai făcut poză pentru că le-am mâncat direct din castron. Iar acestea sunt pastele cu sos de conopidă, piept de pui, cașcaval, parmezan și sare și piper. Mi-a plăcut foarte mult. Rebecca nu i-a plăcut cașcavalul, a simțit imediat cașcavalul topit. În rest, nu a sesizat niciun gust. Nimeni n-a sesizat niciun gust. Nu le-am zis. Probabil că cu acest clip vor afla că a fost sos cu conopidă. Mulțumesc de vizionare și sper să aveți și voi în toate. Pa, pa!